Buzoienii preferă să tremure de frig în apartamente în loc să solicite furnizarea de agent termic. Regia autonomă municipală este pregătită să înceapă programul de sezon rece, însă până astăzi, inclusiv, încă nu au fost îndeplinite condițiile meteo, și anume ca, timp de 3 nopți consecutiv, minima să fie sub 10 grade Celsius. Dacă în această noapte mercurul din termometre ar coborâ sub această valoare, atunci RAM poate începe furnizarea de căldură. Avem 2 nopți cu temperatura medie sub 10 grade, respectiv au fost alaltă ieri noapte 9,71, iar în noaptea precedentă 8,72. Există premize ca și în această seară să se înregistreze sub 10 grade. Din punct de vedere tehnic, am putea porni, în schimb, acest minim ar trebui să-l depășim, în sensul că cererile ar trebui să fie mai mari decât limita respectivă. Din experiența anilor trecuți, reprezentanții RAM spun că buzoienii racordați la sistemul centralizat de încălzire nu doresc furnizarea de căldură în luna octombrie, pe motiv că nu beneficiază de subvenție. Acum, cei care doresc căldură în apartamente trebuie să depună o cerere la Asociația de Proprietari. La începutul lunii octombrie, nu toată lumea dorește căldură. Am convenit ca asociațiile, acolo unde sunt cereri, să facă către noi solicitare, iar noi, în funcție de numărul acestora, putem da drumul la activitatea de încălzire a apartamentelor. În schimb, suntem limitați în sensul că cererile trebuie să depășească minimul tehnic de funcționare al punctului termic sau al centralei termice. În prezent, la sistemul centralizat de încălzire mai sunt racordate 14.400 de apartamente, iar proprietarii plătesc din această iarnă 230 de lei pentru o gigacalorie.